Am revenit alături de dumneavoastră, iată și ultima 100 de metri din emisiune cu Barbara Langerlotti, model, și Andrei Chirvas, fotograf. Spuneam că o să te luăm acum la întrebări pe tine, da, pentru că ai un proiect nou de început de an, care se numește 365 de idei, fapt, nu? Da, nu sunt 365 de idei, sunt 365 de zile, efectiv trebuie să faci o poză în fiecare zi. Și ai început de pe 1 ianuarie? De pe 1 ianuarie, da. Proiectul ăsta a fost început de un fotograf american, dacă bine am fost eu informat, prin 2004. Respectiv a rămas în pană de idei, nu mai știa ce să facă, nu știa dacă își scoate aparatul ce face cu el. Și și-a propus să țin o agendă, gen, în loc să țin o agendă scrisă, a ținut o agendă prin fotografie. Și în fiecare zi și-a propus să facă o fotografie, că era în casă, că era afară, unde mergea, și lua aparatul cu el. Și așa, păi, și nu e greu pentru tine în proiectul ăsta să te decizi doar la o singură fotografie pe zi? Greu. E foarte greu. Tocmai de-aia, mai nou, proiectul ăsta a avansat atât de mult încât, nu știu, sunt fotografi care caut anumită temă și fac respectivul proiect doar pe anumită temă. La mine, din câte observ eu, am impresia că se îndreaptă proiectul spre a-mi face singur mie poze. Deci în fiecare zi să apar doar eu în respectivele cadre. De ce? Așa ai ales tu? Nu neapărat. Când am început proiectul, am zis că măi, ar trebui să mă îndrept cumva spre fotografia abstractă, spre o parte a fotografiei pe care nu o cunosc. Am zis, hai să învăț ceva nou. Momentul în care... Ce înseamnă fotografie abstractă? Ca să înțeleagă toată lumea. Adică foarte bună pozele întrebarea. Alea un pic neclare așa și ciudate. Sincer, cu umbre, n-am, cu forme. Recunosc, n-am studiat fotografia ca și teorie. Deci fotografia abstractă nu am exact o definiție. Abstract, nu știu, putem să luăm absolut orice ne încojară. Un fir de iarbă, un cer albastru. Doar că nu e abstract, știi? E ceva acolo. Dar tu, fotografiindu-l, poți să-l faci să devină abstract. Da, 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 da. Și aia când, chiar dacă eu fac fotografia, nu reușesc întru totul să o explic, să o definesc. Și de-aia probabil m-am și axat acum, în ultima vreme, să-mi fac singur poze mie. Selfies, sau cum le zice. Și... încerc oarecum în fiecare zi. Și în fiecare zi o să ai câte o poză cu tine până la finalul anului, să reușesc, o să ne plictisim de tine, nu, mă gândesc. Pentru că fiecare poză va fi un personaj diferit. Aia încerc să fac, să joc un rol. În fiecare să zi? Joc, da, să joc un personaj. Îmi pun efectiv o mască și joc. Da, mai văzut un personaj feminin care se repetă în fotografiile tale? Da, da, da. Probabil o să apară din ce în ce mai des. Este o iadă. Este iubita ta sau logodnica, da, pentru că te-ai schimbat și statusul la pe Facebook cu apariția acestei domnișoare. Da, este o emisiune de lifestyle, aflăm și detalii de astea. Canterii. Este iubita mea, sper, nu știu, adică nu vreau să dau mai multe detalii, dar cine știe, poate. Mă, da, de ce ai trecut că e logodnica? E Facebook, fiecare face ce vrea. Ca să nu mai fie deranjat așa de multe fiecare. Probabil. Aha, chestie de marketing. Sau poate fi în viitor. Nu? Nu se știe. Sperăm să devină. Vezi că te obligă anumite afirmații pe care le faci la un moment dat. Da. Totuși, tot ce postez eu, tot ce fac eu, tot ce înseamnă online, sincer îmi asum fiecare postare, fiecare poză, fiecare apariție, că era filmare, că era strâmbătură sau nu știu ce poză. Wow. Și dar tu ai început cu fotografia fashion, nu? Nu, eu am început cu fotografie, de fapt, ce însemna fotografie. Efectiv, ieșeam pe stradă și căutam, de fapt, fotografia, încercam să o găsesc. Sincer, am început cu pozat băncuțe cu bătrânei. Asta se întâmpla în Cluj sau la Piatra Neamț? Asta se întâmpla în Cluj acum 9 ani, mai exact. Și încet, încet am zis, hai să studiez ceva mai aprofundat asupra portretului uman și am descoperit fashion. Când am descoperit fashion, am zis că măi, aia vreau eu să fac. Aia ce, exact ce însemna pentru mine. Ai fotografie. Găsit și un mediu propice în Cluj? Da, 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 da. Am găsit un mediu foarte bun, un mediu în care chiar m-am și lansat ca și fotograf.
Și încet, încet am tot început să am proiecte prin țară, chiar și în afară. Și mi-am dorit foarte mult să ajung mult mai sus decât ceea ce înseamnă fotograf fashion în zona noastră a României. Cu toate astea am dat de fapt de un eșec. De ce spui asta? Am ești ajuns dezamăgit? În Roma. Nu dezamăgit. Sincer, mi-am luat shoot-ul ăla care trebuia pentru a-mi da seama că... Pentru pasul înainte? Da, da, da. Sunt fotograf mult, sunt fotograf mult, mult, mult mai buni. Și în momentul în care mi-am dat seama că portofoliul meu nu este la nivelul lor, am zis hai să mai stau puțin, că mai am multe de învățat. În ultima vreme, sincer... Cu toate că ai niște fotografii foarte faine în zona asta fashion. Uite, ai avut o ședință la un moment dat și da, cu Barbara aici de față, da, înainte da. De noi. Am avut, da. O ședință chiar care era foarte reușită, adică cel puțin pentru mine m-a ajutat. Lady in Red, nu? Așa da. S-a numit. Da. Pe zona noastră a Piatra Neamțului m-a ajutat mult. Am, să zicem că am avut multe cliente după. Da, doar că încet încet am zis că hai să renunț și la partea de fashion și să mă axez strict pe oameni. Și astăzi, de exemplu, mă ocup de fotografia de evenimente, cu toate că m-am ferit de fotografia de evenimente foarte mult timp. Dar se trăiește din fotografia de eveniment, cred că mai bine da, decât din fotografia de fashion, nu? Da, da, da. O numim fotografie de prostituție, doar că, sincer, din asta se trăiește, ca și fotograf la noi, da. Sunt, asta nu înseamnă că îi bag pe toți fotografii în prostituție. Dar sunt fotografi care și pe fashion și pe alte domenii fac... Și asta. Fac și asta câteodată, da. Adică ar fi... Dar tu în momentul de față ai exclus total zona asta fashion? Nu. 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 Chiar mi-ar place să mă reapuc. Da. Nu, nu, nu. Fashion o să rămână. Pentru mine o să rămână prima și probabil singura. Marea iubire, da, dragoste, da. Așa. Da, da. Hai să urmărim câteva fotografii pe care tu deja le-ai realizat în proiectul acesta nou, da, 365. 22 parcă de zile am prins. Da, la momentul în care mi-ai trimis da, da, da. Fotografiile și eventual să încercăm să le și comentăm un pic. Da. Sunt foarte curioasă care este fotografia cu numărul 1, care numărul ai realizat-o 1. Pe 1 ianuarie. Este o fotografie făcută în lift. Asta este fotografia abstractă, aș numi eu. La fel și următoarea. Aici ce vrea să fie? Mai multe luminițe. Luminițe, da. În momentul noapte, în care m-am apucat, nu? Da, da, da. În momentul în care m-am apucat de fotografie... Putem cumva să le redăm un pic mai lent? Avem posibilitatea asta? Ca să apucăm să comentăm ceva. E un personaj aici, este nu? Este Andrei, da, este colegul meu. Momentul în care m-am apucat de proiect, am zis să merg pe fotografie abstractă. Asta îmi place și mult. Mult. Da. Asta cu ouă, cu... Da. Echilibru. Am numit-o eu echilibru. Ideile vin pur și simplu sau te inspiră de undeva? În momentul în care... Iată, să zicem, și da, celebră poză. Personajul pe care îl vom când, vedea de acum încolo. Într-o anumită zi, dacă am o idee și... Asta e de produs. Da, asta este fotografie de produs. Respect ideea respectivă și o aduc la finalizare, automat îmi vin alte idei. Idei pe care le folosesc în zilele următoare. Și astfel nu devin plictisit de proiectul ăsta. Și cel mai important în... 365 de zile acest proiect. Este și partea feminină despre partea care feminină, da. Vorbeam. Partea masculină aici de față și partea da. Feminină o vedem în fotografie. Cel mai important în proiectul ăsta este să nu te lași. Deci în fiecare zi trebuie neapărat să faci fotografia respectivă. Bine, altfel... eu nu cred că ai cum să te lași. Mie mi se pare, așa cum e am greu. Mai spus, dificil. Să știi că ajungi... Mi se pare dificil să te poți hotărî la idee, știi? Ideea se poate face, se poate concretiza, doar că e foarte greu să te ții, adică sunt și lucrurile de zi cu zi pe care trebuie să le faci și totuși trebuie să rupi, nu știu, 10, jumate de oră, o oră, să rupi din ceea ce faci doar pentru proiectul respectiv. Și cel puțin ai mei, părinții mei, sunt așa foarte, cum să zic, să uită, băi, ce tot faci? Pe
trebuie să-mi fac poza pentru astăzi. Ce poză pentru astăzi? Da, dar părinții tăi mai sunt în țară, că la un moment dat erau plecați din țară. Deci au revenit acasă. Da. Ideile îmi vin... în ziua de astăzi ne inspirăm foarte mult de pe online, de pe internet. Automat, ideile nu mi-aparțin în totalitate. Doar că încerc să le readaptez, să le readaptez, da. Și astfel cred că proiectul va fi unul unicat și... Ce ai făcut fata aici? Te-a supărat în ziua aceea? Nu, spune chiar drept. Nu m-a supărat. Am hotărât să facem o poză mai modificată, să încercăm să... Deci fata e o drăguță și o frumoasă, să știi. Mulțumesc. Am încercat în poza respectivă să facem ceva mai copilăresc, o păpușă, gen, nu știu, manipulare de fotografie. Deci nu m-a supărat cu nimic, absolut nimic. M-am gândit că te-ai răspunea, păi ai luat poza la editat. Nu fac din asta. Ok. Ce-a urmat? Chiar dacă noi nu avem aici fotografiile, mai ții minte? Suntem în 24 astăzi. A urmat un Moș Crăciun care se răzbună pentru că n-a avut zăpadă iarna. Iată că a venit zăpada. Este suficientă. Păi cu tot cu zăpadă mă ajută foarte mult în proiect și zăpada. Pentru că am idei legate de sporturile de iarnă și automat aveam nevoie de zăpadă. Așa că o să urmeze probabil niște cadre foarte interesante legate de sporturile extreme. Bun, proiectul ăsta îți aduce alt tip de beneficii decât cele de momentan, imagine și de marketing? Momentan e doar de marketing, da. Probabil când voi considera că am un cadru perfect, aș dori să încep să particip și la ceva concursuri. Sunt foarte multe concursuri în state bazate pe proiectul ăsta. Și am zis că, măi, de ce să nu încerc? Adică, clar. Automat, dacă vrei să câștigi, trebuie să încerci. Clar. Și probabil voi încerca. Ok, și ce se întâmplă cu Andrei Chirvas, dincolo de proiectul acesta, 365? Andrei Chirvas, sincer, nu știu, nu m-am gândit la strict personajul. Da, uite, te întrebau și părinții tăi, ce faci tu astăzi? Da, astăzi okay, fac poza. Poza pentru proiect, după care probabil intru la editare și după care probabil intru la inspirație, pentru că urmează... Mai am un proiect cu doi prieteni ai mei, cu Andrei Bala și Bogdaniță. Proiectul se cheamă BNAC. Este un proiect bazat pe foto-video evenimente. Momentan sunt foarte implicat pe acest proiect. Și automat vreau cumva să combin. O să-mi fie foarte greu să combin ce fac eu cu proiectul 365 cu proiectul BNAC. Da, bine, acum e o perioadă în care evenimentele se mai odihnesc un pic. Începem de mâine, începem. Așa. Ce spui, Barbara? Încep evenimentele. De mâine începem. Da, intrăm. Intrăm în forță. O să fie greu, o să fie plăcut. Asta o să că fie... nu sunt chiar în fiecare zi evenimentele astea. Îți ocupă așa finalul de săptămână, cumva. Da. Doar că ți-l ocupă. Aia e ideea, că ți-l ocupă. Și... ți-e teamă că în acea perioadă nu o să ai timp de te adaptezi? Tot timpul o să-mi găsesc 5 minute, da, asta zic, că tot timpul o să-mi găsesc 5 minute sau eventual, nu știu, să mă gândesc din timp, poate în timpul evenimentului îmi voi face respectiva poză. Aia că trebuie doar să o postez în respectiva zi. Știți ce vreau să vă întreb? Trăim într-o lume în care toată lumea vrea să fie model și fotograf de bune. Da. Cum resimțiți? Păi pe mine mă amuză. Această concurență, să spunem așa. Eu n-aș nu știu, deci e plin Facebook-ul de... Bine, cu ghilimele de rigoare, clar, lucrurile se detașează. Este o concurență, la un moment. Ideea e în felul următor, dar nu poți să deschizi Facebook-ul fără să vezi o poză în oglindă. Pozează pentru cineva. Da, da, da. Tot omul care și-a cumpărat un aparat foto, am și unul de ăla de pe masă, de vacanță. Mă pot numi fotograf, frate. Sau eu cu telefonul. Deci toată lumea care și-a cumpărat un aparat foto e fotograf. Toate domnișoarele care își pun o rochițică nouă pe ele sunt modele. Pe domeniul meu, cel puțin pe fotografie, e foarte greu, chiar în ziua de astăzi, să definești ce anume înseamnă fotograf. Și da, ai dreptate, cine și-a un aparat entry level, gata, e fotograf.
toată lumea, mamă, el e fotograf. Ce cred eu pentru a deveni un fotograf? Eu mă gândesc că în primul rând și în domeniul tău, ca model e mai ușor, adică oricine ar putea să devină dacă își dă silința. Nu, nu e adevărat, să știi, Barbara. Nu e, nu profesional, dar profesionist. Da, model, de fapt, este orice persoană. Deci model se poate numi absolut corect. Orice persoană. Bine, ideea este că la un moment dat ajung să spargă piața, ceea ce nu e în regulă. Da. Pentru mine, model, dacă ai silicoane și deja ai fel de fel de și buze și nas făcut și nu se cheamă model. Deci n-am nimic cu fetele care au așa ceva. Apropo, ai apelat la intervenții? Nu, deocamdată, bine, mulțumesc. Îngrozitor de tânără în momentul ăsta, chiar nu e cazul. Să mă păstrez naturală și cred că modelul înseamnă ceva natural. Dacă ne uităm la Paris Fashion Week, New York Fashion Week și toate, nu o să vedem niciodată vreuna prezentând cu sânii la vedere. Mi-aș dori să ajung ca una de la Victoria's Secret, dar nu cred că tipurile de acolo au silicoane, deci cred că e totul natural. Sport mult. Corect. Și slavă Domnului pe tine, te-a lăsat Dumnezeu cu o formă. Sper să mai țin așa. Că iată, e a doua oară când zic în emisiunea de astăzi. Andrei, trebuie să concluzionăm. Hai să concluzionăm discuția asta legată de fotografii și modelele de peste tot care apar ca ciupercele după ploaie. Sincer, încurajez, pentru că și eu am fost într-un moment, am fost exact ai fost ca și... Ciupercă, am fost și o ciupercă, da. Că suntem o ciupercă la început. Că pe mine m-a ajutat foarte mult în momentul în care m-am apucat de fotografie și consideram că fac eu fotografie, m-a ajutat foarte mult comentariile de rău asupra ceea ce făceam. Reclama negativă. Da, reclama negativă. M-a făcut efectiv să nu mai doresc să fac fotografie și, nu știu, jumătate de an n-am mai pus mâna pe aparat. Păi și cum te-a ajutat? Doar pentru chestia că m-am gândit, băi, și el a fost cândva ca și mine. Sau vrei să, ai vrut să demonstrezi contrariul. Și l-am demonstrat până la urmă. Da. Am înțeles. Deci persoanelor cărora ar trebui să fac chestia asta, am demonstrat-o. În concluzie, să facă ceea ce își doresc. Dacă ei consideră că vor să devină, e foarte greu. Da, dar e bine să faci ceea ce îți dorești, dar ai o limită și în momentul în care cazi în penibil, nu e tocmai păi până, regulă. Până acolo. Tocmai acolo te ajută, nu știu, o critică constructivă. Bine, dacă ajungem penibil. Dacă ajungem penibil. Cam greu îți mai ieși. Poate devii celebru pe penibil. Vorbeam cu invitații de mai devreme despre un personaj care ne-a asfixiat pur și simplu pe toate canalele. Haideți că știți despre ce despre cine este vorba. Nu știi? Nu, serios, nu știu. Zi. Bianca Drăgușanu. Corect. Despre este vorba. Ei, personaje de genul acesta au notorietate. Am întâlnit dar nu au credibilitate. Despre asta este vorba. Înțelegi ce spun? Facem așa, uite, dacă tot vorbim de modă, Barbara e model, tu fotograf în domeniu, avem un scurt material, vedem propunerea Roberto Cavalli pentru primăvară-vară 2014, după care ne luăm și rămas bun, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție.